semnificația este foarte interesantă pentru generațiile de astăzi, pentru că la noi a intrat deja o sărbătoare străină, Sfântul Valentin, nu de mult chiar și școlile au sărbătorit această zi, pe când în cultura noastră tradițională avem sărbători, obiceiuri care pot fi reluate, pot fi păstrate sau mai bine zis evaluate, dezvoltate, promovate. Astfel de sărbătoare este ziua dragobetelor și dragobete este o sărbătoare specifică pentru zonele românești, pentru Dobrogea, pentru Muntenia, pentru Oltenia și Transilvania. Deci mai puține date găsim la cercetătorii etnografii despre dragobete în zona aceasta a noastră, dintre Nistru și Prut, deși în perioada dintre cele două mari războaie, dintre cele două războaie mondiale, sărbătoarea a fost atestată și în satele noastre. Ce este dragobete? Dragobete este un zeu autohton, un zeu al dragostei, protector al dragostei și este legat de acest mare sentiment între tineri. Se sărbătorea sau se mai sărbătorește în zile diferite. Noi am acceptat ziua de 24 februarie, pe când în unele sate se sărbătorește fie la 24 februarie, fie la 28 februarie și în alte zone chiar la 1 martie, 25 martie. Adică zilele de sărbătorire sunt diferite, dar oricum ele sunt niște zile stabile în fiecare an, în această perioadă. Tinerii, fetele și băieții, flăcăii, se adună și fac o comunicare de regăsire a sentimentelor de dragoste. Asemenea păsărilor, se spune că în aceste zile de dragobete, păsările necălătoare, deci păsările care rămân nemigratoare, încep a ciripi, se împreunează și, ce este foarte important, încep să-și construiască cuibul, adică familia, casa lor. Asemenea, acestor păsări și fetele și băieții trebuie în această zi să se întâlnească, să se îndrăgostească, sau mai bine zis, să se întâlnească pentru a-și găsi dragostea. Dragostea aceasta trebuie să dureze cel puțin un an de zile, este o perioadă de încercări, deci se spune că anul acesta, cine cu cine a luat, a făcut cunoștință, s-a îndrăgostit pe parcurs, poate să iasă un lucru foarte bun, adică asemenea păsărilor să-și formeze un cuplu, un cămin de familie. Ceea ce ține de dragobete, ne întoarcem la acest zeu, este foarte interesant să știm că este asemănător zeului dragostei de la romani, Cupidon, cunoaștem cu toții, sau Eros din mitologia greacă. Se mai spune că acest dragobete, acest zeu, mai este și fiul babei Eudochie, pe care o cunoaștem foarte bine. După unele variante se spune că acest dragobete, acest băiat a însoțit-o pe mama sa, a însoțit-o atunci când a plecat cu caprele sau cu oile la munte, cu cojoacele cele 12 îmbrăcate. Se mai spune că acest dragobete o ținea pe o soră de-a lui Lăzăriel. Lăzărică, Lăzăriel este un obicei, tot un zeu al vegetației, ce ține iarăși de primăvară, de reînvierea naturii. Satele noastre de la sud este cunoscut această sărbătoare, Lăzărielul, deci este o sărbătoare consacrată primăverii, vegetației. Se cunosc colinde, cântice cu acest erou. Este un erou cunoscut și în calendarul bisericesc. Sunt cunoscute deci istoria despre acest Lazar care a plecat în pădure să scuture frunze pentru animale, pentru oi, a căzut jos și din nefericire a decedat, dar
surorile lui l-au găsit, l-au bocit și el a reînviat. Deci este o semnificație de renaștere a naturii. După cum spuneam, sunt cumnați Dragobete și Lăzăric, erau cumnați după unele variante, după unele legende populare. Ce să mai spunem, este o zi când tinerii, mai bine zis, era o zi când tinerii mergeau în pădure, dacă începeau să apară ghiocei, primele flori de primăvară, culegeau aceste flori, aveau o zi bună, cu multă voie bună, multă dragoste față de oameni, față de natură. Și chiar unele fete încercau să, și fete și neveste tinere, încercau să ia zăpada și să o topească pentru a-și face rezerve de apă cu parcursul anului, să se spele pentru a fi sănătoase. Și cei care mai era credință, cei care lucrau în această zi, aveau să cânte ca păsările, adică să nu se aleagă nimic din, să se aleagă nimic din acest lucru, pentru că este și ea o zi de oprire.